Casa Bernardi Alba, de Federico García Lorca. Sparge capul. E mai mult de 2 ore de când îi cântă prohodul. Și ce să vezi? Nici nu începuse bine slujba, că Magdalena a și leșinat. Se simte mai stingheră decât toate. Numai ea îl iubea pe taicăsul. În fine, slavă Domnului, iată-ne singure o clipă. Am venit să mănânc. Să te vadă, Bernarda. Fiindcă nu mănâncă ea, vrea să plăznim de foame cu toții. Numai cu bâta, numai să comande. Dar are să iasă pe nas și ei. Am umblat la oala cu cărnați. Ponsia, dăm și mie unul pentru fetița mea. A, intră și ea și tu o mână de năut. Azi nu mai dăm socoteală. A, bătrână, ai încuiat-o bine? De 2 ore am întors cheia în broască. Trebuia să pui și zăvorul. Vrăjitoarea asta are vetele ca niște chei false. Bine, bine! Hai, curăță bine. Curăță bine. Dacă Bernarda nu se vadă totul strălucind, o să-mi smulgă și bruma de păr ce mi-a mai rămas. Amarnică femeie. Balaurul nostru al tuturor. Hai, curăță, curăță, curăță și lespe de asta. De asta ești trezbitoare. Atât am frecat că mi-a dat sângele la mâini. Ia, cea mai pricepută. Ia, cea mai vrednică. Ia, cea mai grozavă. Ferice de bărbată s-o că a scăpat. Au venit toate rubedenile? Numai ale ei. Ale lui nu pot să o sufere. Au venit să-l vadă mort. Și au făcut și crucea. Sunt destule scaune? E lume mult, ori mai sta și pe jos. De când a murit tatăl Bernardei, nimeni n-a îndrăznit să mai calce pe aici. Nu vrea să se uite nimeni în împărăția ei. Firă răfurisită să fie. Cu tine s-a purtat bine, Ponsia. Cu toate că și tu ești servitoare. Păi sunt 30 de ani de când îi spăl țoalele. 30 de ani de când îi mănânc firimiturile. Sunt câinele ei. Latru când îmi spune să latru și mușc pe cerșetor de călcâi dacă mă smute. Feciorii mei muncesc amândoi pe moșia domniei, ei s-au și însurat. Dar o să mi se acrească și mie într-o zi. Și atunci? Atunci am să mă încui cu ea într-o cameră și am să o scuip un an întreg. Puh! Bernarda, pentru asta, pentru aceea, pentru cealaltă. Până am să o moi ca pe o șopârlă tăvălită de copii. Că șopârlă este ea și tot neamul ei. Sigur că nu pismuiesc pentru traiul ei. Îi rămân în casă 5 pietre, 5 slute. Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio, Adela. Afară de Angustias cea mare, care din prima căsătorie și are bani, celelalte ce au? Grămezi de dantelă, grămezi de cămăși de Olandă, dar încolo cazezi trecei pe ele și în ladă. Aș vrea eu să am cât au ele. Noi celelalte avem mâini pentru muncă și un loc de veci. Singurul loc pe care nu-l ia nimeni celor săraci. Ia taci. Ultimele ectenii. Hai, hai să-l auzim pe părintele. Du-te. Du-te, Ponsia. Tin, 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 tam. Tin, 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 tam. Să-i fie țărâna ușoară. Te ne-am stinge odată. Să nu mai rămână nici unul din noi. Niciunul. Da, da. Pot să te bocească acum. Pot să te așeze în sicriu cu beteală și cu ștergare. Ca să fii ce-am să fiu și eu într-o zi. Putrezește sănătos, Antonio Maria Benavidos, în frumosul tău costum de postav, în pantofii tăi cu nasturi. De acum colo, n-ai să mai vii să-mi ridici poalele după poarta curții de din dos. Iată, vin femeile îndoliate,
Sunt o mulțime. Trebuie să apară și Bernarda, cele cinci fete ale ei. Ai, Antonio Maria Benavides, n-ai să mai vezi pereții ăștia și nici n-ai să mai mănânci pâine din casa asta. Ai, că din toate câte ți-au slujit, eu te-am iubit cel mai mult. Și acum că ai plecat, mai trebuie să trăiesc. De ce să mai trăiesc eu? Ai, ai. Bernarda! Tăcere! Tăcere! Lasă bocetele și treci la treabă. Trebuia să ai grijă să fie mai curat aici. Acum când primim cortegiul de doliu. Hai, mișcă-te, nu-i locul tău aici. Oh, săracii sunt ca animalele. Dacă ar fi făcut din alt aluat. Săracii simt și ei durerile. Le uită dinaintea unei străchini de năut. Mănâncă doar cât să trăiască. La vârsta ta nu se vorbește în fața oamenilor mari. Nu permit nimănuia să-mi dea lecții. Stați jos. Magdalena nu plânge. Magdalena, dacă plângem să te bag sub pat, m-ai înțeles? Ai început la arie, Bernarda? De ieri. Soarele cade ca plumbul. De ani de zile n-am pomenit așa zăpușală. Da. Gata limonada. Gata, Bernarda. Da. Dă-le bărbaților. Li se dă în curte. Da, să iasă pe unde au intrat. Nu vreau să mai treacă pe aici. Angustias. Da. Pepe Romano era și el în alai cu bărbații? Da, era. Era maică sa. Da, pe maică sa a văzut o fată asta. Pe Pepe nu l-a văzut nici ea, nici eu. Mi s-a părut că... Cel de care vorbește era văduvul din Darahali. Stătea chiar lângă mătușa și l-am văzut bine cu toatele. Scorpie, mai mult decât scorpie. Doamne, primește în sânul tău pe cuviosit slujitor Antonio Maria Benavides și încoronează-l cu strălucirea ta preasfântă. Amin. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletului său. Requiem aeternam dona ei Domine. Caldă n-are să-ți lipsească. Nici fetelor tale acoperișul. E, a venit timpul să plecăm. Da, ha, să plecăm. Hai, hai să mergem. Duceți-vă la cocioabele voastre. Să bârfiți tot ce ați văzut. Ia, domnul, să așteptați mult și bine până să-mi călcați iarăși pracul. La pensia în cuie. Adela, dă-mi un evantai. Poftim. Asemenea evantai se dă unei văduve. Dă-mi unul negru și învață să respecti doliul după tatăl tău. Ia-l pe al meu, mamă. Și tu, martirio. Nu mi-e cald. Totuși caută-ți unul, căci vei avea nevoie de el. Timp de 8 ani cât va ține doliul, nici boarea de pe uliță nu trebuie să pătrundă în casa asta.
Să socotim că am astupat cu zidul ușile și ferestrele. Așa a fost și în casa tatălui meu și în casa bunicului meu. Până una alta, puteți începe să vă coaseți trusourile. Am în ladă 20 de trâmbi de pânză. Tăiați-vă cerceafuri și ștergare. Magdalena le poate broda. E tot una. Dacă nu vrei să le brodezi, or să meargă și nebrodate. Ale tale vor fi astfel mai de efect, Magdalena. Nu le brodez nici pe ale mele, nici pe ale voastre, Adela. Știu că n-am să mă mărit. Prefer să car saci la moară, orice, decât să fiu închise zile și zile de-a rândul în încăperea asta întunecoasă. Uiți că ești femeie, Magdalena. Să fie a dracului soarta femeilor, mamă. Aici se face ce poruncesc eu. Acum nu mai e taică tu să-ți caute în coarne. Acul și ața pentru femei, briciul și catârca pentru bărbați. Așa-i sortit fiecăruia din naștere. O lăsați-o acolo. M-am chinuit o mulțime până am potolit-o. O fi avându-mi la ei 80 de ani, dar e zdravână ca un stejar. Are cui semăna mama. E leită, bunicul meu. Cât a ținut în mormântare, a trebuit să-i astup de mai multe ori gura cu o bucată de sac. Că voia să te cheme, să-i dai lături, să bea și carne de câine, să mănânce. Că zicea că de asta îi dai de obicei. E plină de răutate. Las-o să se răcorească în curte. Și-a scos din ladă inelele și cercei cu ametist. S-a gătit și zicea că vrea să se mărite. Du-te cu ea, du-te cu ea și ia seama să nu se apropie de fântână. Nu se aruncă, n-avea nicio grijă. Nu e vorba de grijă, dar din partea aceea pot vecinii să o vadă de la fereastră. Bine, mă duc. Hai să ne schimbăm rochiile. Schimbați-le, dar nu și vălul de pe cap, Martirio, da. Unde e angustia asta de la? Am văzut-o uitându-se printre drugii porții. Pleca ultimii bărbați. Dar tu ce căutai acolo? Eu? Mă dusesem să văd dacă au oat câinile. Dar cortegiul bărbaților ieșise. Da, dar mai era un grup care se oprise afară. Angustias! Angustias! Ce dorești, mamă? Ce căutai și la cine te uitai? La nimeni. Crezi că e cuvincios ca o femeie de rangul tău să umble cu undița după un bărbat? În ziua când pe tatăl ei îl duc la groapă? Răspunde-mi la cine te uitai. Eu? Tu! La nimeni. Oh, dulceață, mierea lui Dumnezeu. Bernarda! Cătulește-te. Afară toate! Nu și-a dat seama ce face. Oh, cât trebuie să suferi să lupți până ce crești niște fete cum se cade. Și crezi să nu-și ia câmpii. Nu uita că și fetele tale au ajuns la vârsta moritișului. Și nici nu-ți dau prea multă bătaie de cap. Păi angustia azi trebuie să fi trecut de 30. 39 pe muchie. Ei, vezi, și n-a avut niciodată logodnic. Nu, nici una n-a avut logodnic. Și nici nu le trebuie. Pot să trăiască foarte bine și fără. N-am vrut să te jignesc. 100 de leghe jur împrejur. Nici un bărbat nu e demn să se apropie de ele. Nu-ți de nasul celor de aici. Ce vrei să le dau după slugi? Te-ai fi putut duce în alt sat. Ha, sigur, să le scot la mezat. Nu, Bernarda, nu. Să mai vezi și tu ce e în alte locuri. E sigur că în alte părți ar părea cam sărăcuțe. Înghite-ți limba asta care mă otrăvește. Niciodată nu se poate vorbi cu tine. Avem sau nu avem încredere una într-alta? N-avem, pensia. Mă slujești și te plătesc, nimic mai mult. A venit don Arturo pentru împărțeala moștenirii. Da, să mergem. Tu începe la văruitul curții, iar tu la pensia mai rânduiește hainele mortului din lada cea mare. Am mai putea da de pomană din ele. Nimic, nici un nasture, nici batista cu care i-am acoperit fața. Ieșiți! Voi ieși și eu. Martirio? Da.
De când vine doctorul Cernou, parcă ai mai prins puțină viață. Mă simt ca și înaintea mea. Ai băgat de seamă? Adelaida n-a fost la înmormântare. Da, știam eu că n-avea să vină. Logodnicul ei n-o lasă nici să treacă strada. Altădată era așa veselă. Acum nici un fir de pudră pe față. Nu se poate ști dinainte dacă e bine să ai logodnic sau nu. Tot un ai. Mai bine să nu vezi bărbați niciodată. De când eram mică mi-a fost frică de ei. Îi vedeam înjugând boi în curte, ridicând saci de grâu cu strigăte și tropăituri. Mereu mă temeam să mă fac mare, ca nu cumva să mă văd îmbrățișată de ei pe negândite. Dumnezeu m-a făcut plăpândă și urâtă și i-a îndepărtat pentru totdeauna de mine. Nu spune asta. Adinaur Enrico Umana era în urma ta și n-aveai deloc aerul că-ți displace. Baliverne, Amelia. Am stat și eu odată la fereastră în cămașă până aproape de ziua, pentru că îmi dăduse de veste prin fata vechirului său care să vină la mine. Dar n-a venit. Restul n-a fost decât o clămpăneală a gurilor rele. El s-a și însurat curând cu alta care avea ceva mai mult decât mine. Cu ciuma aia. Ce importanță are dacă e urâtă? Le trebuie pământ, vite și o roabă care să le dea de mâncare. Ce faci, Martirio? Stau și eu. Și tu, Magdalena? Am fost prin toate odăile ca să mă mai mișc. Ți s-au desfăcut și returile la pantofi. Ce ara faci? Ai să calci pe ele și ai să-ți rup gâtul. Una mai puțin. Suntem 5 surori. Și Adela ce face? Adela? Și-a îmbrăcat rochia verde pe care și-a făcut-o ca să o pună de ziua ei. S-a dus în ograda păsărilor și a început să strige: pui, 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 uitați-vă la mine. Mi-a venit să-și râd. S-o fi văzut mama. Iată, Adela e cea mai tânără dintre noi și mai are iluzii. Nu știu ce n-aș da să o văd fericită. Angustia. Cât e ora? Trebuie să fie 12, Angustia. Așa târziu? Acuși bate. Aș fi plecat. Ai aflat? Nu. Hai, Dade. Tu, Amelia și tu, Martirio, știți mai bine decât mine toată ziulicașul și otiți bot în bot ca două mielușele. Da. Mute pentru alții. Povestea aceea cu Pepe Romano. Vorbește tot satul. Pepe Romano se va însura cu Angustias. Azi noapte mereu a dat târcoale casei și cred că în curând are să trimită un pețitor. Eu mă bucur, e un băiat bun. Și eu. Angustias e femeia care trebuie. Niciuna dintre voi nu se bucură. Nici tu, Amelia, și nici tu, Martirio. Magdalena. Dacă ar veni pentru Angustia, sora noastră, pentru făptura ei, pentru Angustias ca femeie, m-aș bucura și eu. Dar vine pentru parale. Dacă la 20 de ani arăta ca o prăjină îmbrăcată, cum are să arate acum, care aproape 40. Ce vorbești așa, Magdalena? Norocul îi vine, cu el caută mai puțin. Spune mai bine pe șleau. Angustias are toți banii tatălui său. Ea singură e bogată în casa asta și de aceea când tata s-a dus, iar moștenirea lui se împarte, cei care vin pentru dânsa. Pepe Romano are 25 de ani și e cel mai frumos flăcău din partea locului. Firesc ar fi să te ceară pe tine, Amelia, sau pe Adela noastră, care are 20 de ani, iar nu pe cea mai slută din casa asta, o foamfă ca și tață. Poate că lui îi place. Nu ți-am putut suferi niciodată fățărnicia, Martirio. Să-ți fie de bine. Te-au văzut găinile cu haina asta, Adela? Da! Mi-au dăruit toți purecilor care mi-au învinețit picioarele. Ce ai putea face acum? Ar fi să o vopsești în negru. Mai bine ar fi să o dai surorii noastre Angustia cadou pentru nunta ei cu Pepe Romano. Asta nu se poate. Ba, nu-l poate orice. De aceea a venit la mormântare. Și de aceea se uita prin portal. Și omul ăsta e în stare. E în stare de orice. La ce te gândești, Adela? Mă gândesc la doliul nostru. M-a prins într-o epocă în care îl găsesc insuportabil. Hai să te obișnuiești. Nu! N-am să mă obișnuiesc. Nu vreau să stau întemnițată. Nu vreau ca pielea mea să devină ca a voastră. Nu vreau să mi se vestejească obrajii în odăile astea. Mâine îmbrac rochia verde și mă duc să mă plimb. Vreau să ies de aici. Adela! Termină. Ce se va întâmpla cu una, se va întâmpla cu toate. Bine. Numai puțin și te auzea servitoarea. Pepe Romano vine din susul uliței. Hai să-l vedem. Nu te duci și tu?
Amelia, Martirio și Magdalena s-au dus. Nu mă interesează. Când trece colțul de la fereastra odăii tale, se vede mai bine. Eu plec. De la fereastra odăii mele se vede. Alerg. A furisită împărțeală. Da, angustia, știu și eu că s-a ales cu ceva. Da. Iar celelalte cu destul de puțin. Mi-ai spus-o până acum de 3 ori, Ponsia, și n-am vrut să-ți răspund. Cu destul de puțin, cu foarte puțin. Ia să mă lași în pace. Angustia. Da, mamă. Ai îndrăzneala să-ți dai cu pudră? Ai îndrăzneala să-ți speli fața în ziua când l-au prohodit pe tatăl tău? Nu era tatăl meu. Tatăl meu e mort de mult. Nu-ți mai aduci aminte de el? Datorez acestui om părintele surorilor tale mai mult decât părintelui tău. Mulțumită lui averea ta a sporit. Asta urmează să o vedem. Puțină bună cuvință măcar. Puțin respect. Mamă, lasă-mă să ies. Să ieși. Ia-ți mai întâi făina asta de pe obrazul emenito. Mai muțo. Leită mătușile tale. Lasă că te șterg eu. Lasă că te șterg eu. Ce, mamă? Acum du-te. Bernarda, crești călitoare. O fi că piacea mama, dar eu sunt în toate mințile și știu perfect de bine ce fac. Dar ce e? Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, Magdalena. Ei, ați năvărit toate. Dacă e vorba de moștenire, tu, Angustias, care ești cea mai bogată, n-ai decât să iei ce a rămas și de la tata. Ghite-ți limba, Magdalena. Să vă scoateți din cap, că ați avea cea mai mică putere asupra mea. Când n-am ieșit încă din casa asta cu picioarele înainte, eu poruncesc aici și pentru mine și pentru voi. Bernarda, pune-mi este mantila. Tot ce am e al meu, nimic pentru voi. Nici inelele mele, nici haina mea neagră de mătase, pentru că niciuna dintre voi n-are să se mărite. Nici una. Bernarda, dă-mi colanul de perle. Ce ai lăsat-o pe mama să intre? Am scăpat. Am scăpat pentru că vreau să mă mărit. Pentru că vreau să mă mărit cu un bărbat frumos de pe țărmul mării. La voi aici bărbații fug de vreme. Taci, mamă, taci, închide-te-o. Lasă-mă. Lasă-mă să ies, Bernarda. Vreau să o prind singură. Dați-i o mână de ajutor voi acolo. Vreau să plec de aici, Bernarda. Vreau să mă mărit pe țărmul mării. Vreau să mă mărit. Vreau să mă mărit. Gata. Am terminat de croit și al treilea cearșaf. E pentru Amelia. Spune-mă, Angustia, să brodez și inițialele lui Pepe? Nu, Magdalena. Adela, nu vin coace? Lasă, Magdalena, să o fi întins în pat. Are ea ceva. O văd tulburată, agitată, speriată, de parcă ar avea o șopârlă în sân. Uite și ea aceeași povară ca noi toate, Ponsia. Nici mai mult, nici mai puțin. Ca noi toate, Martirio, afară de Angustia. Mă simt foarte bine. Pe cine îl supără asta n-are decât să crape. De-al minter decât cu ochii negri în obraz, mai bine cu galbeni în ladă. Îmi intră pe oreche și-mi iese pe alta. Deschide ușa dinspre curte, Ponsia. Poate mai vine o leacă de răcoare. Bine, Amelia. Azi noapte nici n-am închis ochii de zăpușală. Nici eu, Martirio. Eu m-am sculat să mă răcoresc. Un nor uriaș anunța furtună și chiar au căzut câțiva stropi. Pe la unul ieșea foc din pământ. M-am sculat și eu. Angustia era încă la fereastră cu Pepe al ei. Așa de târziu?
Și la ce oră a plecat? Da, Lena, de ce mai întreb dacă l-ai văzut? Să fi fost 1:30. Da? De unde știi? L-am auzit tușind, Angustias, și am auzit și tropotul calului. Ne, cu toate astea, eu l-am auzit ducându-se abia pe la patru. Nu, nu fi fost el. El era Angustias. Așa mi s-a părut și mie. Ciudat. Ia zi, Angustias. Da. Ce ți-a spus el prima dată când s-a apropiat de fereastră? Nimic. Ce putea să-mi spună? Vorbă de clacă. Un bărbat când îți vine la fereastră știe de la cei care vin și pleacă. Spun și află care să-i se răspundă da. Bine, da. Dar declarația avea să ți-o facă el. Ah, sigur, vezi bine. Și cum ți-a făcut-o? Foarte simplu. Știi, umblu după tine. Îmi trebuie o femeie bună, serioasă. Și dacă n-ai nimic împotrivă, tu ai să fii femeia asta. Roșesc când aud asemenea lucruri. Și eu, da. Trebuie să treci prin ele. Și ți-a mai spus și altele? Ah, Doamne, câte nu spune el. Și tu? Eu, ce să spun, simțeam că mă năbuș. Pentru prima oară mă aflam sigură cu un bărbat. Noaptea. Și încă ce bărbat. Nu e rău făcut. Gura să nu ne audă mama. Adela, ia să văd ce-i cu ea. Fetița asta e bolnavă. Da, da, cu siguranță. Nici nu mai doarme ca lumea. Da, dar ce face? De unde să știu eu? Ar trebui să știi mai bine ca mine. Dorm de partea cealaltă a peretelui. O roadă invidia. Ei, nu exagera. Da, da, ajunge să-i vezi ochii, Amelia. A început să aibă privire de nebună. Nu vorbi de nebun. Aici e singurul loc unde nu se poate pronunța cuvântul ăsta. Iată, Magdalena a adus-o pe Adela. Vă să zic că nu dormeai, Adela. Parcă aș fi bătută. N-ai dormit bine azi noapte? Ba da, martiriu. Păi atunci? Să mă slăbești. Că am dormit sau că n-am închis ochii, n-ai să-ți vârtunas întreburile mele. Fac ce-mi place cu trupul meu. Ți-o spun din simplu interes pentru soarta ta. Interes sau inchiziție? Voi nu stăteați la cusut? Continuați! Aș vrea să mă strecor nevăzută, să trec prin odăi fără să mă întrebați unde mă duc. Vă cheamă Bernarda, da? A venit omul cu dantelele. Haideți, fetele. Martiriu, nu te mai holba așa la mine. Dacă vrei, îți dau ochii mei că sunt mai proaspeți și umerii mei ți-i dau ca să-ți mai scadă cocoașa. Dar întoarce capul când mă vezi trecând. Plec, plec să nu-ți mai aud vorbele otrăvite. Adela, Martiriu e sora ta și tocmai aceea care te iubește mai mult. Se ține de mine în tot locul. Mă pămânesc cu ea în odaie să vadă dacă dorm. Nu-mi dă pace să respir. Și mereu, ce păcat de chipul ăsta, ce păcat de trupul ăsta care nu va fi al nimănui. Nici așa. Trupul meu va fi al cui voi vrea eu. Al lui Pepe Romano, nu-i așa? Ce spui, Ponsia? Ce-am spus, Adela? Ce știi tu? He, noi bătrânele vedem și prin pereți. Unde te duci noaptea când te scoli? Mai bine erai oarbă. Sunt toate numai ochi când e vorba despre ceea ce este vorba. M-am gândit mult, dar tot nu pricep ce-i în capul tău. Ce cătai aproape goală, cu lumina aprinsă, cu fereastra dată de perete? Eu? Când a trecut Pepe a doua oară după ce stătuse de vorbă cu sora ta. Nu e adevărat. Nu fi copil. Lasă-o în pace pe sora ta. Și dacă Pepe Romano îți place, stăpânește-te. Ponsia. Ponsia. Și apoi, de unde știi că n-ai să te poți mărita cu el până la urmă? Sora ta Angustias e bolnăvicioasă. N-are să reziste la prima facere. Și atunci Pepe va face ce fac toți vădanii de pe pământ. Se va însura cu cea mai tânără, cu cea mai frumoasă. Și aceea ești tu. Păstrează speranța, uită-l. Cum vei găsi cu cale? Dar nu călca legea lui Dumnezeu. Ponsia, taci. Nu tac. Eu veghez. Veghez ca nimeni să nu scuipe când trece prin fața porții astea. Ce dragoste de-a găsit așa deodată pentru sora mea. Nu vreau să fac lege niciuneia, dar vreau să trăiesc într-o casă cinstită. Degeaba sfaturile tale. Prea târziu.
Nu numai peste tine, care ești o servitoare, dar și peste mama aș trece ca să potolești jarul ăsta care arde în mine din creștet până în tălpi. Așa de mult îți place omul ăsta? Așa de mult. Când mă uit în ochii lui, parcă-i beau încet sângere. Nu pot să te mai ascult. Bai să asculți. Mi-a fost frică de tine. Acum sunt mai tare decât tine. Vedem noi. Ai văzut dantelele, Adela? Cele pentru Angustias de la cearceafurile de mireasă sunt foarte frumoase. Și dantela asta, martiriu? Ea mea, pentru cămașă. Asta cere bună dispoziție. Ca să mă uit la ea eu singură. Eu n-am nevoie să-mi admire nimeni. Dar cine să te vadă în cămașă? Uneori te vede. Mai că mie îmi place tare mult rufăria de corp. Dacă aș fi bogată, mi-aș face-o din Olandă. E una din puținele plăceri la care râvnesc. Dantelele astea sunt minunate pentru scufițe de copii, pentru hăinuțe de botez. N-am putut niciodată să îmbrac pe ei mei cu așa ceva. Vom vedea acum dacă Angustia s-are să îmbrace cu așa ceva pe ei săi. Cum bărbatul ține să aibă plozi, o să coaseți toată ziulica. N-am de gând să fac nicio împunsătură. Și încă și mai puțin să cresc copiii altuia. Uite cum arată vecinile care și-au prăpătit tinerețele crescând câte patru țânci. Sunt mai fericite ca voi, Amelia. Acolo măcar se văd și se aud ciomăgelele copiilor. Știi ce? N-ai decât să te duci acolo. Nu, soarta m-a aruncat în pensiunul ăsta de călugărițe. Se întorc oamenii de la muncă. Acum un minut a bătut ora 3. Nici nu le pasă de căldură. Seceră pe cea mai mare arșiță. Mi-ar plăcea și mie să secer. M-aș plimba pretutindeni. Aș mai uita ce ne roade. Și ce ai tu de uitat? Fiecare știe pe ale sale, martiriu. Fiecare. Pe ce rând? Oh, ce cântec. Trec colțul străzii acum. Hai să-i vedem de la fereastra camerei mele. Nu deschideți prea tare. Sunt în stare să trântească nea un pumn ca să vadă cine-i privește. Hai, Adela, hai, Magdalena, hai. La ce oră te-ai culcat azi noapte, Amelia? Nu știu, dorm buștean, de ce? Nimic. Mi s-a părut însă că am auzit pe cineva în ograda din spate. Da? Foarte târziu. Și nu ți-a fost frică? Nu, nu. Am mai auzit zgomotul ăsta și în alte nopți. Trebuie să spune. Nu, 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 să nu spui nimic. Poate a fost numai o nălucire de-a mea. Poate. Unde-i portretul lui Pepe? Îl aveam sub pernă. Care dintre voi mi l-a luat? Cine să ți-l ia? Nici dacă Pepe ar fi Sfântul Bartolomeu de Argint. Magdalena! Adela! Da. Ponția! Unde e portretul? Care portret? Una dintre voi mi l-a ascuns. Ai îndrăzneala să spui asta? Unde e portretul? Ce e atâta scandal în casa mea? În liniște acestui zăduf, vecinele ori fi stând cu urechea lipită de ziduri. Au furat portretul locotnicului meu. Cine? Cine? Astea! Care dintre voi? Răspundeți. Răspundeți! Răscolește odăile, Ponția, du-te! Scotocește prin paturi! Iată unde duce plândețea. Ar aveți să mă pomeniți. Ești sigură, Angustias? Absolut sigură. Ai căutat peste tot? Da, mamă. Mă faceți să înghit acum la sfârșitul vieții. O travă cea mai amară pe care o poate suporta o mamă. Totul l-ai găsit, Ponția? Ia cătă-l. Unde era? Era... Spune, nu-ți fie teamă, unde? Era între... Unde? Între cearșafurile din patul în care... în care doarme martiriu. Martiriu! E adevărat, martiriu? Adevărat. Lovite arunghiurile să te lovească, musca mărție! Mamă, nu mă bate! Lasă-o, mamă! Lasă-o, mamă! De ce? De ce ai luat poartă tu, martiriu? Pot să fac și eu o mică farsă, soră mie.
Ce altceva l-aș fi luat? Asta n-a fost o farsă. Ție nu ți-au plăcut niciodată glumele. Altceva colcă în tine și dă să iasă afară. Spune-o răspicat. Să taci, Adela. Nu mă face să vorbesc. Că dacă am să vorbesc și pereții ori se cu tremure de rușine. Limbă rea care nu știe ce să mai scoarne. Adela, sunteți nebune. Ne omorâți aici cu blestemățiile voastre. Toate le fac blestemății și mai mari. Se dezbracă în pielea goală și le duce râul cu el. Stricată ce ești. Eu nu sunt vinovată că Pepe Romano m-a ales pe mine. Te-a ales pentru banii tăi, Angustias. Mamă, plăcere! Pentru fine și pădurile tale. Plăcere, am spus. Vedeam furtuna venind, dar nu credeam să se dezlănțuie așa repede. Oh, ce grindină de ură ți-a aruncat asupra inimii mele. Dar sunt în putere încă. Am casa asta ridicată de tatăl meu și mai am pentru voi 5 lanțuri zdravene care n-au să lase nici ierburile câmpului să afle mâhnirea mea. Ieșiți afară! Fac eu mielușele. Pot să spun și eu două vorbe? Spune la Ponsia. Mă plictisește că ai fost martoră. Are ce căuta o străină în bucătăria unei familii. Ce am văzut, am văzut. Angustia să se marite numai decât. Fără doar și poate trebuie să o scoți de aici. Nu pe ea. Pe el. E limpede. Și pe el trebuie să-l îndepărtez de aici. Gândește-te bine. Eu nu mă gândesc. Sunt lucruri la care nici nu poți și nici nu trebuie să te gândești. Eu poruncesc. Da, și crezi că el are să plece? Ce crezi cântă în cap, Ponsia? El nu încape îndoială, are să se însoare cu Angustias. Vorbește, vorbește. Te cunosc prea bine. Știu că vii spre mine cu cuțitul la spate. Nu m-aș fi gândit niciodată că ați spune părerea se cheamă crimă. Da. Hai să-mi dai de știre ceva. Tu ai fost totdeauna pătrunzătoare. Ai văzut de la 100 de leghe păcătoșeniile oamenilor. Și adeseori am crezut că le ghicești și gândurile. Dar copiii sunt copii. Acum tu ești oarbă. Vorbești de martiriu. Dacă vrei de martiriu. De ce o fi ascuns ea portretul? La urmă urmelor, zice că a făcut o farsă, nu? Ce putea să fie altceva? Cum s-ar spune, o crezi? Nu o cred, așa este. Mă rog, e vorba de sângele tău. Dar dacă ar fi vorba de vecina din față, ce-ar fi atunci? Ponsia, încep să scoți vârful cuțitului. Nu, Bernarda. Se petrece aici un lucru foarte mare. Nu vreau să dau vina pe tine. Dar niciodată n-ai lăsat un pic de libertate fetelor tale. Martirio e îndrăgostită orice zice. De ce n-ai lăsat-o să se mărite cu Enrico Humanas? De ce chiar în ziua când el trebuia să vină la fereastră ai pus-o să spună să nu se ostenească? Și o să mai spun de 1000 de ori încă. Sângele meu nu se va amesteca asta vreme cât mai fac umbră pământului cu sângele lui Humanas. Tatăsul a fost argat. Ei, iaca unde te duc fumurile tale. Da. Le am, fiindcă le pot avea. Iar tu nu le poți avea pentru că știi prea bine de unde te-am scos. Nu mai aduce aminte, acum sunt bătrână. Totdeauna ți-am mulțumit pentru ocrotirea ce mi-ai dat. Nu s-ar prea spune. Da, martiriu are să uite toate astea. Și dacă n-are să uite, cu atât mai rău pentru ea. Nu cred că ăsta e foarte marele lucru care se petrece aici. Aici nu se petrece nimic. Nimeni nu-și poate cunoaște sfârșitul. Ba da. Eu îmi cunosc sfârșitul, la Ponsia. Și pe al fetelor mele.
Nu e o casă de toleranță ca aceea unei anumite femei, Dumnezeu să o ierte. Bernarda, nu murdări amintirea mamei mele. Mă murdări tu cu gândurile tale păcătoase. Mai bine ar fi să nu mă mai amestec în nimic. E ceea ce se și cuvine să faci. Să-ți vezi de treburi să-ți ții gura. Asta ți-e datoria când trăiești din simbrie. Dar nu se poate. Ție nu ți se pare că Pepe ar fi mai potrivit să se însoare cu Martirio? Sau și mai bine cu Adela? Nu mi se pare. Adela, iacă-te o adevărată logodnică pentru Pepe Roman. Nu întotdeauna merg lucrurile după cheful nostru. Dar e o nebunie curată să le abazi de pe adevăratul lor făgaș. Iar povestea cea veche, iar! Iar încep să mă otrăvești cu vedenile tale urâte. Nu vreau să te aud, că dacă aș ține seama de tot ce se spune, ar trebui să te sfârși cu unghiile. N-ar curge prea mult sânge din mine. Din fericire, fetele mele mă respectă și nu vor ieși niciodată din cuvântul meu. Aici ai dreptate, dar ia lasă-le libere, ți se vor cățăra pe acoperiș. Le-aș doboră cu pietre. Îți știu de frică. Nu le-am rămas datoare niciodată. Dar să vedem cum stau lucrurile. La vârsta ei se vede cât de holo ca Angustia și îndrăgostită până peste cap de logodnicul ei. Dar și el pare tare înflăcărat. Fiul meu cel mare mi-a povestit că ieri dimineață, pe la 4:30, când trecea el cu boii, porumbeii stăteau încă la taifas. La 4:30? Angustias! Angustias, vino aici! Ei, la 4:30! Minte! Ce-am cumpărat, asta vând. Vorbește, Angustias. Pepe pleacă de mai bine de o săptămână pe la ora 1. Dumnezeu să mă trăznească dacă mint. Și eu l-am văzut pe la 4 dimineața. Martirio, l-ai văzut cu ochii tăi? Da, da, n-am vrut să mă arăt. Nu vorbeați voi la fereastra dinspre uliță? Nu, eu vorbesc la fereastra camerei mele de dormit. E... În cazul ăsta... Ce se petrece aici? Adela! Vino și tu! Bertul stănea la să afli, Bernarda. Faptul e clar. La 4:30 dimineața, Pepe se găsea la una din ferestrele casei tale. Mamă, nu asculta! Nu ne vrea decât rău. O să aflu eu. Mie nu-mi place să mint. Ceva se va fi petrecând totuși. Nu se petrece nimic! M-am născut ca să am ochii deschiși! Voi sta de pază fără să-i închid până la moarte. Am și eu dreptul să știu. Tu n-ai decât dreptul să asculți. Nimeni să nu se amestece în treburile mele! Tu vezi-ți de gospodărie la pensia. Aici nu se face un singur pas fără să știu eu! În sus, pe uliță, e o lume și un tămbălău, toți vecinii au ieșit pe la porți! Ia vedeți de ce este vorba! Unde vă duceți? Unde vă duceți? Fugiți de fiecare dată la fereste și uitați că sunteți în doliu! În curtea din dos toate! Hai! Ieșiți! Oh. Ies și eu. Vino înapoi în odaia, Adela. Da. Să mulțumești întâmplării care m-au oprit să-mi desleg limba. Nici eu n-aș fi tăcut. Da, și ce ai fi spus? Una e să dorești, alta să faci. Faci aceea care poate și care nu se oprește din drum. Tu ai vrut, dar n-ai putut. Da, n-o să-ți meargă mult. Are să fie al meu. Am să-ți drobesc îmbrățișările tale. Martirio, lasă-mă. Niciodată. Mă vrea în casa lui. Mai bine te omor. Lați. Ia auzi. Bernarda! Ce? Bernarda! Ce s-a întâmplat? Fata lui Librada. Ce fie? Aia care trăia de capul ei. A făcut un copil, nu se știe cu cine. Un copil? Și pentru a-și ascunde păcatul, l-a înnăbușit și l-a ascuns sub niște pietre. Câinii l-au tras însă de acolo, ei au mai mult suflet decât oamenii. Și mânați, parcă de mâna lui Dumnezeu, l-au lăsat chiar pe pragul porții ei. Acum au sărit oamenii, vor să o omoare. Mântuiesc prin țărână. Alții dau nevală pe potecile livenților de măslin și scot niște țipete. Că răsună câmpia. Să alerge toți cu ciomeșii de măslin și toate ca mare. Să vină cu toții și să o omoare! Nu! Să o omoare, nu! Ba da! Așine acolo! S-a călcat în picioare cinstea ei de fată să plătească! Lăsați-o să fugă! Nu vă duceți acolo! Lăsați-o să fugă! Lăsați-o! Așa te cuvine! Marceți-i de pe trei camii înainte de a fugi la gardii! Un cărbune aprins să-i bâne pe unde
Bernarda. V-am făcut o vizită lungă. Ei, mai rămâi puțin, Prudenție. Nu ne vedem aproape deloc. A sunat ultimul clopot de vecernie, Ponsia? Încă nu. Atunci... Mai stai. O să mai stau, o să mai stau. Și bărbatul tău, ce mai face, Prudenția? Tot aia și tot aia. Nici pe el nu-l mai vede omul. Ăștia-i doar obiceiul. De când el a cuțite cu frații lui pentru moștenire, n-a mai ieșit în uliță pe poartă. Pune o scară și așa s-a rezidul ogrăzii, prin spate. E un bărbat și jumătate. Dar cu fiică ta cum se mai împacă? N-a iertat-o. Și bine face. Nu știu ce să spun. Mă doare inima de ea. O fată care nu ascultă nu-ți mai e fică, Prudenția. Ți-e dușmancă. Fai de mine! Ce mai fi și asta? Armăsarul, armăsarul e închis și zvârle în perete. Legați-l și scoate-ți-l în curte. Am înțeles. Oh, Prudenția, ce viață! Lupți ca un bărbat, biată Bernard. Chiar așa. Dar unde te ducea de la? Să bea apă. Da? Scoate-ți o ciutură cu apă proaspătă! Poți să stai pe scaună, Adela. Oh, trebuie să-ți spun de două ori, dar scoate-ți-o să te căvălească pe grămada de paie! Dar mie ție pe lângrat! Pe el lăsa fi liber, ca pe lângrat să faie fi! Doamne, ce viață! E, și... și cu angustias, pe când nunta! Să vină s-o ceară de azi în 3 zile. Ești mulțumită, Angustias? Cum să nu? Ți-a și dat inelul? Uite-l! Ce frumos e! Ia să-l văd! Trei perle! Pe vremea mea perlele însemnau lacrimi. Hei, da, de atunci lucrurile s-au mai schimbat. Nu cred. Lucrurile au mereu același înțeles. Inelele de logodnă ar trebui să fie cu diamante. Sigur, ar fi mai bine. Nici de cum. Cu sau fără perle, lucrurile sunt așa cum omul le propune. Sau cum Dumnezeu dispune. Nu există niciun motiv de îngrijorare. Ultimul clopot. Lasă Angustias. Hai să-mi arăți rufăria altă dată. Da, sigur, când vrei. Păi e noapte bună să ne dea Dumnezeu. Cu bine, Prudenția, cu bine. Cu bine, noapte bună. Mergi, mergi. Gata și masă. Mă duc până la poartă să-mi dezmorțesc picioarele, să mă răcoresc puțin. Merg și eu cu tine, Adela. Și eu. N-am să mă rătăcesc. Noaptea e mai bine să fim tovărășit. Hai. Angustias. Da. Ți-am mai spus că vreau să te împaci cu Martiriu. Povestea aceea cu portretul n-a fost decât o glumă și trebuie să o uiți. Știi bine că nu mă iubește. Ei, fiecare cu pandalirea lui. Eu nu mă bag în sufletul nimănui, dar țin la o fațadă onorabilă și la armonie în familie, înțeles? Bine, mama. E atunci, fă cum îți spun. De altfel, dacă vrei să te bați cu morile de vânt... Mi se pare că e cam târziu. A ce oră ai terminat de vorbit noaptea trecută? La 12:30. Și? Ce mai spune Pepe? Mi se pare că am împrăștiat. Vorbește tot timpul, dar e cu gândul în altă parte. Nu da buzna să le afli pe toate. Nu-i pune întrebări și mai ales să nu te vadă plângând niciodată. Ar fi trebuit să fiu fericită, dar nu sunt. E tot una. Îl privesc de multe ori țintă, dar el se dă pe după gratii ca și cum s-ar ascunde într-un nor de praf. În norul acela de praf pe care le ridică cirezile. Astea sunt din oboseală. Dea Dumnezeu să fie așa. La noapte vine? Nu, a plecat cu mama sa la oraș. E, ne vom culca deci mai devreme. Magdalena a adormit. Ce noapte întunecoasă! Nu se vede la 2 pași. Da, strașnică noapte pentru hoți. Și pentru cel ce are nevoie să se ascundă. Armăsarul era în mijlocul curții. Alb, alb încât părea de 2 ori mai mare, umplând tot întunericul. E drept, mi-a fost frică, părea o nălucă.
Pe cer sunt niște stele cât pumnii. Și dumneai s-a pus să le privească. Mai să-și frângă gâtul. Ție nu-ți plac martiriu? Pe mine cei dincolo de acoperișul nostru nu mă interesează. Sunt mulțumită cu ce am în casă. Te privește. Pe ea o privesc ale ei, iar pe tine ale tale. Noapte bună. Te și duci la culcare, Angustias? Da. Pepe nu vine noaptea asta. Ce noapte minunată. Aș fi rămas acolo până târziu ca să mă îmbăte toată răcoarea câmpii. Dar trebuie să mergem la culcare. E Magdalena. Doarme, dusă. Magdalena. Lasă-mă în pace. În pat. Mai poate să aibă omul un pic de liniște în casă. Noapte bună. Hai, haideți și voi. Da, cum se face că noaptea asta logodnicul surorii noastre Angustias nu vine? A plecat la oraș. Hai, Adela, martirul, plecați și voi, hai, pe mâine. Ești încă aici, Bernarda? Mă bucur de liniștea asta. Căci de nicăieri nu se arată acel lucru mare care după spusa ta s-ar petrece aici. Bernarda, să nu mai vorbi. Adevărul este că nu ai ce zice. Dacă ar crește nisca ierburi în casa asta, ce bucuroasă ai fi să aduci aici la păscut toate mielușelele de prin vecini. Știu mai multe decât crezi tu. Da? Fiul tău tot îl mai vede pe Pepe la 4 dinspre ziua? Gurile rele tot mai bârfesc casa mea? Nu bârfește nimeni. Pentru că nu poate. Pentru că n-au de ce să se lege. Și asta datorită ochilor mei veșnic de pază. Bernarda, nu vreau să vorbesc fiindcă mă tem de răutatea ta. Dar nu fi așa de sigură de tine. Cum nu se poate mai sigură? Trăznetul cade dintr-o dată. Și tot dintr-o dată un cheac de sânge îți oprește inima. Nimic nu se va petrece aici. Sunt cu ochii în patru împotriva tuturor presupunerilor tale. Cu atât mai bine pentru tine. Nicio grijă. M-am isprăvit cu spălatul vaselor. Mai doriți ceva? Nimic. Mă duc să mă odihnesc. La ce oră vrei să te trezesc, Bernarda? La nicio oră. Noaptea asta vreau să mă satur de somn. Când nu poți face nimic împotriva răului, cel mai bun lucru e să întorci spatele, să nu vezi. Bernarda crede că nimeni nu se poate pune cu ea, dar nu știe ce putere năprasnică are un bărbat printre atâtea femei singure. Nu, nu-i numai vina lui Pepe Romano. E adevărat că anul trecut se ținea după Adela și că Adela e nebună după el. Dar în ce o privește, ea trebuie să rămână la locul ei, să nu-l atâțe. Bărbatul-i bărbat. Unii cred că el a stat de multe ori de vorbă cu Adela. Asta așa-i. Alta-i pupa. Nu știu său ce o să se întâmple aici. Aș fi bucuroasă să plec pe mare, să nu mai fac umbră nimănui în casa asta care e în război. Bernarda zorește nuntă și poate că nu s-a întâmplat nimic. Taci, pupa e coaptă, trebuie să spargă. Adela e hotărâtă la orice, iar celelalte nu slăbesc nici ele o clipă. Și martiriu? Asta e cea mai rea, o cloacă de venin. A văzut că Romanul nu-i de nasul ei și a scufundat și lumea dacă iar sta în puteri. Rele sunt la Ponzia, tare rele. Ia, ce este? N-auzi cu câtă furie se dau câinii? O fi trecut careva pe la poartă. Adela. Adela, nu te-ai culcat încă? Am ieșit să beau puțin apă. Credeam că dormi. M-a trezit setea. Voi nu vă duceți la culcare?
Ba, ne ducem și noi. Eu mă duc. Haide-mă. Care? Tu ești martirio. Te văd martirio. E fața ta martirio. Când faci tu un copil? Eu l-am făcut pe ăsta. De unde ai luat mielușaua asta? Știu foarte bine că e o mielușa. Dar de ce o mielușa n-ar putea fi un copil? E mai bine să ai o mielușică decât să nu ai nimic. Bernard, cap de leopardă. Magdalena, față de hienă. Taci, nu mai strica! Ai dreptate. Totul e așa de negru. Aici nu sunt decât veșminte de doliu. Taci! Taci odată! Trebuie să plec. Dar mi-e teamă să nu mă muște câine. Vrei să vii cu mine în câmp? Ah, mie îmi place câmpul. Îmi plac casele. Dar casele deschise și vecinele culcate în paturile lor, cu copiii lor mici, și bărbații stând pe scaune în curți. Pepe Romano e un uriaș. Toate-l vreți, dar el are să vă înghită pe toate, fiindcă voi sunteți niște boabe de grâu. Haide. Nu boabe de grâu, broaște de râu, fără limba. Haide la culcare. Mielușică, fata mea, să plecăm la țărmul mării. Ne așteaptă o furnică, ți-o-i da țâță și frică. Hai, du-te în camera ta. Hai. Adela, vină încoace. N-ai ce căuta acolo. De ce mă cauți? Știam unde erai. Ce ciufulită ești. Lasă-l în pace pe omul ăsta. Cine ești tu să-mi poruncești? Nu e acolo locul unei femei cinstite. Și ce vrei? Să-mi iei tu locul? A sosit momentul să vorbesc. Nu poate să mai meargă așa. Nu-i decât începutul. Eu am avut tăria să trec mai departe. Curajul și tăria pe care tu nu le ai. Eu am văzut moartea sub acoperișul acesta și am alergat afară să caut ce era al meu. Să iau ce mi-aparține. Omul ăsta fără suflet venea pentru alta. Iar tu te-ai așezat în drum. Venea pentru bani. Dar el de la început a pus ochii pe mine. Nu, n-am să te las să-l smulgi pentru tine. Se va însura cu angustias. Știi mai bine decât mine că nu o iubește. Da, știu. Știi pentru că ai văzut că mă iubește pe mine. Da, e da. Grija ta. Să nu merg cu el. Puțin îți pasă că va săruta o femeie pe care nu o iubește și mie de altfel. Poate sta cu angustia și 100 de ani, dar te îngrozește să știi că mă ia pe mine în brațe, pentru că și tu îl iubești. Îl iubești? Da, dar lasă-mă să te-o spun cu capul sus. Îl iubesc. Martirio, ce vină am eu? Nu mă îmbrățișa. Nu încerca să mă îmblânzești. Sângele meu nu mai e al tău. Oricât aș vrea să văd în tine o soră, nu văd în tine decât o femeie. O femeie. Nu există decât un leac. Cine trebuie să piară, să piară. Pepe Romano e al meu. El mă duce în stuful de pe malul râului. Asta nu. Nu mai pot suporta oroarea acestei case acum, după ce am simțit gustul buzelor lui. Voi fi ce va vrea el să fiu. Da, 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 da. Hai la culcare, hai.
Să-l lăsăm sensoare cu angustias. Pe mine nu mă interesează. Am să mă duc să trăiesc singură într-o casă unde el are să mă vadă când va voi. Când îi va veni poftă să mă vadă. Nu, n-are să se întâmple asta. Cât timp va mai curge un strop de sânge în mine? Nu pe tine, slăbănoago, dar și pe un cal nebunit sunt în stare să-l pun în genunchi numai cu forța degetului meu mic. Unde te duci? Lasă-mă, mă duc înapoi la el. Treci dacă poți. Fiară de aici. Mamă! Mamă! Lasă, liniște! Adela era cu el. Primește-i fusta plină de paie. De așa avea în mâini un trăznet. Paiele-s culcușul desfrânatelor. Să terminăm odată cu inchiziția. Îți voi frânge bastonul. Te omor. Nici un pas mai departe. Te omor. Mie nu mai îmi poruncește nimeni decât Pepe. N-au decât să vină toate aici să le-o spun. Adela. Da, Magdalena, sunt femeia lui. Du-te în curtea din dos, Angustias. El are să poruncească în toată casa asta. El. E aici afară, suflând ca un leu. Dumnezeule! Carabina! Unde e carabina? Nimeni! Carabina! Nu poate să-mi facă nimic! Stai! N-ai să iei de aici fâlindu-te cu trupul tău, coațo! Necinstea casei noastre! Lasă-o! Ducă-se să nu mai vedem! Mai du-te și-l caut acum! Pepe Romano e mort. Pepe? Dumnezeule? Pepe! Chiar l-ai omorât? Nu. Aleargă în galop pe calul lui. Nu-i vina mea. O femeie nu știe să ochească. Pentru ce atunci ai spus că e mort? Pentru ea. A și vărsat un fluviu de sânge peste capul ei. Blestemat-o. E mult mai bine așa. Adela! Deschide! Deschide! Zidurile nu apără pe nimeni de rușine! Treziți vecinii! Deschide, dacă nu-ți mai ușa! Adela! Dumnezeule! Ce? Ferească-le cel de sus de așa moarte! Nu intra! Să mai alergi încă prin întunecimea potecilor. Dar odată și odată tot ai să cazi. Scoate-ți ștreangul. Fata mea a murit, fecioară! Duceți-o în camera ei. Îmbrăcați-o cum era fată. Să nu suflați o vorbă. Ia... A murit, fecioară. Trimite-ți vorbă să tragă clopotele de două ori la revărsatul zorilor. Fericită de 1000 de ori, ea, că a fost al ei. Nu vreau plânsete. Moartea trebuie privită față în față. Tăcere, am spus. Lacrimile când vei fi singură. Ne vom cufunda într-o mare de doliu. Ea, Mezina Bernardei Alba, a murit, fecioară, m-ați înțeles? Tăcere, am pus! Tăcere. Tăcere. Tăcere.
Ați ascultat Casa Bernardei Alba de Federico Garcia Lorca, traducere de Cicerone Teodorescu, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea, muzica de Timuș Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea: Bernarda Alba, Olga Tudorache, Maria Josefa, Eugenia Popovici, artistă emerită, Adela, Mariana Mihuț, Martirio, Valeria Seciu, Angustias, Gina Patrichi, Amelia, Lucia Mara, Magdalena, Adela Mărculescu, La Ponsia, Ica Matache, servitoarea, Eugenia Bosânceanu, Prudensia, Victoria Mirlescu, artistă emerită. În alte roluri, Mia Macri, Lucia Zorini, Olimpia Andreevici. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică, Cristian Munteanu.